Exact arată ca emisiunea noastră. Multă prostie, dar există însă și un pic de rafinament acolo, pentru că acei cosmonauți sau mârlani care au ajuns pe lună, dar în fine sunt îmbrăcați în straiele adecvate poziției în care se află, mașina din spatele lor, peisajul selenar, totuși sunt o combinație de mârlănism și de rafinament de 24 de carat, exact așa cum este și această emisiune. Da, care prin intermediul prezentatorului său își poate propune să facă orice, da, ceea ce alții sigur că nu reușesc. Poate să fie și ultimul om, cel mai abject, dar poate să fie și un romantic incurabil, un om de o estetică și de o puritate intelectuale excepționale. Da, exact asta și intenționăm să facem, nu să-i adunăm pe intelectuali în partea dreaptă și pe țopârlani în partea stângă, sau invers, acum arăt cum vede lumea pe televizor. La mine sigur că pozițiile sunt inversate, dar știu care e stânga și care e dreapta, că am făcut armata. Și am scos și mașinile în aplicație și la băicoi și la videle. E adevărat, după ce am făcut foc de tabără la rezervor câte 5-6 ore în fiecare situație. Deci noi suntem puținii, dacă nu singurii, care ne permitem, ascultați aici la mine că știu ce spun, absolut orice gen. Noi putem să inventăm orice fiecare zi după bunul nostru plac. Bun, aș începe, fraților, cu... erau niște rezerve de prin weekend, astăzi fiind de-abia început de săptămână. Bine, pentru noi se consumă deja a doua zi, pentru că duminica face parte din săptămână conform preoților. Milioanele de la loto s-au dus la un fost pușcăriaș, scria Clicul de sâmbătă trecută. Când am citit chestiunea asta prima dată, mi-a înghețat inima gândindu-mă că să duc la Adelu Bănuții. El este primul fost pușcăriaș care îți vine în minte. Gigi nu, pentru că el nu joacă la loto și încă e la pârnaie, slavă Domnului. Ei bine, nu, s-au dus la un hoț de porci, undeva prin Mehedinți, un porcar, cum era Lică să mă dău pe vremuri. Dacă mai țineți minte pe la Ioan Slavici, nu știu dacă mai aduce lumea aminte de Slavici, dar nu-i nicio, n-ați pierdut absolut nimic, sunt alții ca el astăzi. Uite, de exemplu, Adelin Petrișor. Vinde mai bine decât a vândut tot neamul lui Ioan Slavici. Da? Am văzut că el a fost cel mai bine vândut la Gaudeamus. N-au câștigat prietenii pe care i-am ridicat în slăvi aici, scriitorii de după amiază, Cătălin Ștefănescu ăla, dar sper că nu-i pocesc numele, ăla cu garantat, Adi Giurgescu, scriitor profesionist și el, Radu Naum, Oana Pelea, țineți minte că i-am elogiat pe toți aici. N-au câștigat ei, în sensul că n-au vândut mai mult decât a vândut Adelin Petrișor. Adelin Petrișor cu Corea de Nord aia lui a vândut chiar mai bine decât Dorin Chioțea. Și Chioțea a fost în Corea de Nord, dar se pare că a ratat această ocazie. În fine, asta înseamnă literatura modernă. Ăștia sunt scriitorii de astăzi. Am văzut că ieri maestru Gheorghe Zamfir, așa dintr-un dos de palmă, ca să nu spun dintr-un poanie franțuzesc, a aruncat toată scriitorimea secolului 21 la lada cu gunoi. Nu i-a aruncat nicio privire lui Vasile Muraru, că nici n-avea de ce. 10 secunde înainte ca Muraru să intre în studio, tocmai îi făcuse și pe actori de 2 bani și sigur că nu o să înșela în ceea ce îi privește, dar uite că până la urmă unora le surâde norocul, indiferent că sunt băieți deștepți sau nu. Aflăm cu stupoare, da, și cu bucurie, așa, oricare babalâc de ăsta, oricare bătrânel, oricare trecut de ăsta prin viață, și eu mă includ în această categorie, că am depășit deja vârsta critică de 40 de ani, are așa un surâs când vede că alții, și mai mici decât el, și mai prostănaci, da, și mai urâți, au succese așa, efemere, sigur. Ia uitați-l pe ăsta. Irii, te țin balamalele cu puștoaica asta? Această fetișcană, e adevărat, cu o privire comună, este privirea tuturor fetelor de clasa 12-a de astăzi, ar fi noua iubită a lui amic acolo, de de-abia îl găsiți printre litere, a? Capul ăla pătrat, Irinel Columbeanu. Nu îl mai țin, fraților, balamalele, dar măcar se poate uita la ea ca la un tablou. Fata cică, pe lângă faptul că din când în când ar mai da și pe la școală, cochetează cu moda și ar fi și o femeie de afaceri de succes. Haideți să o vedem, domnule, la pagina 2-3.
Știu ce să vă spun, este leit Moni Gabor. S-a spus de la... Iri lovește din nou, la 3 ani de la divorțul de Monica Gabor, omul de afaceri 56 de ani se laudă cu noua lui prospătură, o tânără de doar 20. Urâtă, îmi pare rău că paginile, sau mă rog, prima pagină o deformau într-asemenea hală, uitați-vă, nu-i mare lucru. Sigur că atunci când ai 56 de ani, tu fă plus la fin buș. Ia uitați-vă la el, nu e mare lucru. Dacă așa arată, aranjată, pomădată, photoshopată, nu e mare lucru absolut deloc. E adevărat că dezbrăcată, avec son derrière très discret, făcea impresia că totuși ar fi vreo bombă. Să vedem dacă Irinel va reuși să o introducă în televiziune, iarăși faza cu poșeta în cap. E, drumul nu e așa de lung la exemplare din specia respectivă. Vărănelul este un mincinos, spune evenimentul zilei de weekend. Vizita tovărășelului Lee, un șantajel de parșivel la adresa UE, spunea Ion Cristoiu. Vine, îl vedem pe Vărănel aici strivit de dosarele securității care nu-i mai dau pace. Iată-le. Încă o dovadă că el ar fi colaborat, că el ar fi turnat. Dosarul Dunăre a lucrat cu firma securității dacă mai aveam nevoie de așa ceva. Nu știu cine e Tudor Șișu, acuzat că și-a bătut soția. V-aș arăta ca să nu uit. Totuși, până la urmă, o să ne luăm cu altele. Frumușica Ana Maria Brânză, scrimeră. Iată pe prima pagină în ce se întâmplă, doctore, unde, în afară de Oana Cuzino și de Jojo, de Loredana și de Andreea Esca, n-am văzut niciodată pe nimeni. Ana Maria Brânză, o sportivă, da, necunoscută de publicul larg, dar o fată relativ interesantă pentru noi. Bun. Subiectul principal, din punctul meu de vedere, este lațul care se strânge tot mai serios în jurul gâtului Adelului. Adelul nici n-a câștigat la loto și este la ultima amânare în dosarul Zambaccian. Se va prezenta pe 19 decembrie la Înalta Curte. Riscă să se reîntoarcă după gratii sau practic să ajungă după gratii, că data trecută a fost la sanatoriu, alături de hidoasa sa consoartă, care va mai face câteva atacuri de cor până atunci. Sentința se poate pronunța undeva spre Crăciun, poate chiar la începutul anului viitor, n-are importanță. Situația este extrem de încordată pentru Adel. O să vă citesc imediat mărturia Cristinei Popa, care practic nu mai lasă niciun fel de îndoială asupra acestei spurcăciuni umane care este Adelul Năstase. Știți că am citit atunci, citeam minute în șir, obiectele pe care ei jirdeam cu gura până la ureche. Au fost momente epocale și pentru emisiunea noastră și pentru istoria televiziunilor din România, pentru că nimeni n-a mai făcut așa ceva niciodată, să citească dintr-o carte cu atâta cerbicie toate porcărelele alea pe care le aducea familia Năstase din bazarurile chinezești, fără niciun fel de chitanță, fără niciun fel de documente, vamale, pur și simplu lucruri aduse la negru din China și pe care le îndesau la ei în odăi, după aia le dădeau în altă parte, Dumnezeu știe ce făceau. Lumea spune că ei n-au chinezării prin casă, asta contează mai puțin, pentru că la câte case au, nu cred că cineva a ajuns să le dibuie pe toate. Le îndesau undeva, așa cum îndeasă și colecționerii de artă tablouri în toate cămările. Ei nu pun murături, ei pun tablouri. Fiți atenți ce spune Cristina Popa, ultimul martor, practic, până aici a fost Adelului, uite că mă ducea gândul în partea cealaltă, care a dezvăluit această Cristina Popa modalitatea prin care firma unde a lucrat a importat din China produsele ajunse la soții Năstase pentru casele din Zambaccean și Cornu, în special pentru astea, ea afirmând că de frică n-a avut curaj să se opună. Evident că de frică, e noi de frică le-am citit și noi pe toate alea, tocmai ca să înțeleagă lumea. Astăzi nu mai am documentul în față, bineînțeles că mi-a fost subtilizat, dar dacă l-aș fi avut, mi-ar fi plăcut să mai
citesc încă puțin, vreo 4-5 pagini de obiecte dintre alea aparent inutile. Iată ce spune această admirabilă femeie. Erau de toate în acele containere și acestea nu aveau nici măcar contract. Mi-aduc aminte că erau acolo ornamente de Crăciun, căciulițe, haine, dar au fost și containere cu produse sanitare, mobilier. Era și un cal de cupru. Parcă așa mi-amintesc, spune ea. E, uite, dragă Cristina, la calul ăsta, la căluțul ăsta, la poneiașul ăsta de cupru, noi n-ajunsesem. Sau poate că l-am sărit, Dumnezeu știe că râdeam atunci, am trăit niște momente excepționale. Odată cu lista, am primit și facturi de la expeditor. Irina Paula Gianu a spus că toate obiectele au fost achiziționate din bazarurile chinezești. Când am văzut ce este acolo, când am văzut o listă fără număr de obiecte per categorie și când am văzut acele facturi, mi s-a făcut frică. Era imposibil să transpui listele alea în facturi, pentru că nu existau prețurile pentru niciun produs și o foarte mare de produse nu avea nici cantitatea trecută. Cu atât mai grav era că, neavând greutățile obiectelor sau numărul lor, nu puteam stabili nici greutatea containerului deosebit de importantă la controlul vamal. A declarat așa Talmeș Balmeș, martora, care sigur că și ea era emoționată de declarația pe care trebuia să o facă. Adelu așadar a așteptat pe 19 decembrie pentru că le-a fost respinsă cererea. Ei au făcut o cerere tipică de orice infractor, da? De a-l recuza pe Ionuț Matei, vicepreședinte la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe motiv că acesta s-a pronunțat deja în dosarul Trofeul Calității și atunci a stabilit o pedeapsă cu executare în cazul Adelului. Dacă Bombonel va fi condamnat cu suspendare, tot intră la pușcărie, pentru că asta este regula. Madame însă ar putea să scape dacă va primi cu suspendare. Dacă va primi, bineînțeles, pușcărie fermă, o vom vedea și pe ea la Maici, la Curci, nu știu exact unde va fi internată, că evident nu într-o pușcărie dintre asta de secolul XVI, va sta și ea la reeducarea asta pe dormieze, pe canapele, da? Pe fotolii flotante, va sta într-o, așa ca într-o oază undeva, dar măcar să o știm la răcorică, adică la, știți cum e, oază e un pic mai răcoare decât afară. Bun, vom avea concurență din aprilie anul viitor, mai e puțin până atunci și ni s-a dus și nouă cu binele. Însuși Dorin Cioabă, Dumnezeul romilor, înființează o televiziune care urma să emită în toată lumea, da, probabil de la Vatican, și va fi moderată chiar de el însuși, în cea mai mare parte, o emisiune numită Ca la ușa cortului, da, era binevenită și de altfel un titlu la care se aștepta toată lumea, își vor rezolva romii problemele, o să vedeți că nu numai problemele, își vor rezolva și intrigile probabil și când le va sări muștarul tot pe ecranul nostru îl vor arunca. Sperăm să avem pumni în direct, e clar că CNA-ul se va plia, așa cum le-a dat toate frecvențele radio tuturor enoriașilor trimiși de poți. Da, tuturor pochilor din țară, da, numai preoțimea a luat frecvențe radio în ultima vreme, o rușine după părerea mea, nu meritau nicio frecvență posturile respective, tot așa sigur că și Dorin Cioabă va obține fără niciun fel de județ licența pentru Iru TV. Nu este o televiziune separatistă bască, este organizația International Romani Union, pe care o prezidează Cioabă. Va fi lansată la apă de Ziua Internațională a Romilor, nu a Romului, pe 8 aprilie. În momentul de față, consilierii Romului se ocupă de întocmirea actelor și de formalitatea cu licența. Acum îl cităm pe Cioabă, că ăsta ne va mânca serile. Eu cred că o astfel de televiziune este benefică, bineînțeles și noi credem la fel, pentru că ține oamenii la curent cu ce se întâmplă în comunitate. Adică sper să fie pusă la punct cu toate furturile de cablu, cu toate hoțiile. Într-adevăr, ar fi din breaking news în breaking news. Un de-al nostru a gâtuit o italiancă. Unul de-al nostru tocmai a oprit un TGV la Ventimiglia. Unul de-al nostru i-a căsăpit pe doi ecuadorieni în Mexic. Unul de-al nostru a fost prins furând. Da, dacă într-adevăr va fi la nivelul ăsta, televiziunea lui Cioabă va bate orice record de audiență. Ea va difuza emisiuni culturale, păi asta înseamnă,
unde vor fi prezentate tradițiile și obiceiurile romilor, adică furturile, emisiuni cu tematică creștină, întrucât mulți romi sunt creștini, da? Vin și te pleznesc în cap, și un program de învățământ la distanță pentru ca oamenii să învețe limba romanii. Asta scrie România Liberă, care are și ea un titlu foarte adecvat pentru a prelua problema romilor. Fraților, nu mai e mult până în aprilie și probabil că o să facem și noi câte un duplex cu prietenii noștri, pentru că iată ce promovare extraordinară le-am făcut. Să vindecică Palatul de Aur, aur masiv al lui Gigi Becali, valorează, conform pieței imobiliare, undeva spre 5 milioane de euro, a fost cumpărat de către Gigi în 2006, în ciuda prețului ridicat, se pare că sunt niște oameni de afaceri, pardon, care vor să-l cumpere și printre ei ați ghicit Cosmin Olăroiu și Gino Iorgulescu, care în afară de cârciumi nu știu să facă nimic. Vor să-i transforme Palatul lui Gigi într-o crâjmă. Da, cu specific italian, că asta nu-ți trebuie nimic, poți să cumperi spaghete de la Dugheana din colț și să le dai de 350 de ori mai scumpe după ce le fierbi. Asta poate să facă absolut oricine. Deci asta înseamnă specific italian la noi. Și cu specific șarlatan. Probabil pentru că se vor îngriji de celelalte elemente. Nici n-ai cum să te duci să mănânci ieftin într-un palat cu aur. Probabil că și la WC-ul, unde nu va fi hârtie igienică pentru că aia o fură angajații. Probabil că bămătuful ăla, cum se numește, chestia aia cu care dai în WC-ul. Da, peria aia cu care cureți WC-ul, aia va fi tot din aur, da? Băi, că va fi legat acolo cu un lănțișor ca să nu poți să o iei. În schimb, hârtie igienică nu va exista, cum nu există nicio cârciumă care se respectă de la noi. Bun, hai că o să-i vedem pe asta când va veni cu tratoria Gino. La ligă nu face mulți purici, dacă se va instala la Palatul lui Gigi, cu atât mai bine. Washingtonul a fost avertizat, asta mi-a plăcut. Traian Băsescu a ieșit astăzi la 18:30, deci am avut Cook, am avut astăzi trenurile care sosesc la fix. Cam așa ajung și trenurile în gara de nord. De câte ori iese Traian Băsescu la 18:30, sosesc și trenurile la timp, în rest sunt în întârziere. Și președintele și trenurile. De data asta nu, a fost o zi interesantă, toată lumea la locul lui. Washingtonul deja informat, mi-a plăcut asta. Adică în secunda 1 s-a aflat în Statele Unite. Băi, vedeți că am avut dreptate de fiecare dată când vă spunem lucrurile astea. Unde le-ați mai auzit astea, mă? Hai, serios acum vă întreb. L-ați auzit la vreun tâmpit ăsta de la un moderator TV? Niciodată, da? Să vă spună lucrurile foarte clar. Dar Washingtonul, sigur, bineînțeles, Uniunea Europeană, Bruxelles-ul, află și el în secunda 2. Asta este România de astăzi. Nu e al lui Ponta și nu e al lui Traian Băsescu. Nu e al ălora care cred că le știu pe toate și care se duc la vot și dacă pun undeva ștampila, apoi musai trebuie ca ăla să-i satisfacă pe ei pe durata mandatului. Nu, tată. România este condusă din exterior. Și dacă avem ceva de spus, le spunem ălora. Aia că ce venim noi la televizor, promisiuni, ce se vede pe stradă, bannere, pancarte, aia este de a dormi copiii, că sunt lucruri amicale. N-au o însemnătate, nu sunt oficiali. Oficiali aici. Ce se vorbește cu Statele Unite pe firul scurt, ce se vorbește cu Bruxelles, asta contează. Nu ce spune Ponta la televizor. Da, vine Victor Ponta și le spune oameni, n-are nicio importanță, pentru că dacă ea nu sunt de acord, oricum nu poate să le pună în aplicare. Numai că el încă mai poate prosti. Sunt români, suficienți ăștia care se uită 4 de rating la Antena 3, ăștia chiar cred că are vreo însemnătate ce face guvernul USL. N-are nicio însemnătate. Dacă ăia zic mâine nu mai vrem USL, USL-ul se destramă. Și avea de câștigat și Mădălina Pușcalău, că la ea se pune întrebarea asta în fiecare zi, dacă mai rămâne USL-ul sau nu. În replică, Victor Ponta, dacă mai poate să existe vreo replică după telefonul dat la Washington, a declarat că refuzul președintelui de a semna memorandumul înseamnă că, știți, de acum nu mai avem nici FMI, nici Comisia Europeană, sigur că le avem. Le avem. S-a supărat și premierul, așa e la Gorj. Când te superi, declar câte o chestie după care o răstălmăcești. Dacă acum la ora asta îl sună unul de la Washington pe Victor Ponta, deși e prea mic să fie sunat de acolo, dar îl sună din Kentucky,
sau sună de la aia cu râmele roșii din Arizona, da? Sau din Wisconsin. N-are importanță, sună de undeva, din SUA. Da? Și îi se spune chestiunea asta, se face mic, mic, mai mic și decât pisicul ăla care era la un moment dat. Se face cât o broscuță de aia, cât limbuța varanului. Așa se face și zice, da, să trăiți, da, nu, n-am fost, nu mai duc niciodată la Târgu Jiu. Nu mă mai duc niciodată, nu mai dăm pomeni, nu mai... Ăștia suntem noi. Astăzi este 2 decembrie și din fericire am scăpat de ziua plină de rahat de ieri. Bun, a mai fost și chestiunea asta cu demența, venită dinspre mai multe părți, între care și de la Victor Ponta, care practic îl acuza pe Traian Băsescu că așa ceva nu s-a mai întâmplat în România de 24 de ani, ca președintele să stea în calea bunăstării națiunii, da? Este o propunere demagogică făcută pentru presă. Traian Băsescu nu e atât de ignorant să nu știe că acciza e prevăzută în altă lege, nu în legea bugetului. E o acciză care oricum intră în vigoare la 1 ianuarie. Milioane de români, aproape toți românii, a spus Victor Ponta, care nu știe exact cât suntem, vor avea de suferit pentru o hachiță a unui om care intră în ultimul an de mandat și atunci mai vrea să mai încurce puțin. Sper ca președintele până la urmă să găsească resursa de responsabilitate și să nu facă ce nu s-a întâmplat niciodată în această perioadă. Nu putem să știm exact care vor fi directivele venite de dincolo de ocean. O să vedem exact dacă e bine sau nu. Dar în orice caz, această învolburare a apelor deocamdată este binevenită, da? Pentru că prea simplu așa să se propună ceva și deodată să se accepte, noi să suferim doar uitându-ne la virgulele alea și la zerourile alea care erau prost cuibărite acolo pe ecran, că nimeni nu înțelegea exact câte sunt. Oamenii nu puteau să ne explice la televizor ce e cu asta, nici măcar marele Dan Suciu, care intră de câte 17 ori pe zi, dar nu reușește până la urmă să explice prostimii, adică nouă, națiunii, în general, cum stau lucrurile. El crede că le spune bine, dar noi nu le înțelegem, domnul Suciu. Și atunci, sigur că ne este mult mai important să știm dacă de la Washington vine semnalul sau nu mai vine. O să mai vorbim despre asta. În orice caz, ca cetățean al sectorului 4, să știți că am plâns, plâng pentru mai multe chestiuni, în general plâng, dar de data asta îmi sărea cămeșa pe spate de plâns și nu m-a văzut Liviu Dragnea. Nu m-a văzut pentru că, iată ce declară vicepremierul României, practic Dumnezeul județului Teleorman, n-am văzut cetățenii din sectorul 4 plângând pe stradă. Din păcate, sunt mai multe locuri unde ar trebui organizate alegeri și pentru parlamentari și pentru primari și o să luăm o decizie în sensul acesta în perioada următoare. După telefon. Dați un telefon și după aia ei vor lua o decizie și voi o să ne o comunicați, pentru că ei n-au timp să ne o comunice ei, o să ne o comunicați tot voi. Jurnaliștii au insistat și l-au întrebat pe domnul Dragnea dacă chiar trebuie să plângă oamenii pe stradă pentru a se organiza alegeri, care domnul Dragnea, sigur, văzându-se într-o situație un pic imbecilă, a spus, nu, acum mai greșesc și eu. Adică, domnul Dragnea, să știți, vă dau așa un sfat extrem de colegial, da? Când vorbiți cu un jurnalist, să știți că, de fapt, vorbiți cu țara. Problema asta că îl detești tu pe jurnalistul ăla sau că nu-ți place de el, tu ca om politic, n-are nicio legătură, pentru că ăla este trimisul națiunii acolo. Nu contează că ție nu-ți place de el sau de mutra lui. Tu trebuie să-i răspunzi lui, tocmai pentru ca populația, cei 7,4 milioane de cetățeni, să știe ce vrei tu să comunici. Dacă nu te duci să-i explici lui ea și nu vii la televiziune unde tot jurnaliști sunt, și aia care te filmează, și aia care te dau pe post, n-ajunge semnalul, n-ajunge mesajul. Deci nu e o revoltă asta a oamenilor politici împotriva jurnaliștilor. Nu are nicio legătură, sigur că poți să-i detești pe toți. Important este să ajungă. Asta nu înțeleg ei. Nu înțelegeam nici sportivii, nu înțelege nimeni. Păi nu are importanță, jurnalistul e de paia acolo, poate să fie oricine în locul lui, dar trebuie să fie unul care să, da? Să preia mesajul și să-l dea mai departe. Plecarea, adică discuția a plecat de la faptul că nu s-au organizat alegeri în colegiul lui Dan Voiculescu, liber din ianuarie 2013, când acesta a demisionat, pentru că n-au avut chef ăștia, n-au avut timp, poate, să le organizeze. Bine,
Avem noi timp să vă prezentăm două ziare. Sigur că n-aveți de unde să știți din ce țară provin. Și este o creatură pe care aș vrea să o văd mai des. Între doi cetățeni care nu ne spun nimic, doi editorialiști probabil, îmbrăcați așa de duminică. Este un ziar din lumea arabă care apare la Londra. Este ediția saudită a unui cotidian, Ashark al-Awsat se numește, care apare din, și am încercat noi să aflăm, peste tot în marile capitale ale lumii arabe și bineînțeles în toate orașele occidentale, că peste tot sunt mulți arabi. Deci ăștia de la acest cotidian au birouri de lucru cam așa. La Washington, aici mă uitam un pic la starea vremii, ăsta seamănă cu Sabine Orcan, dar să mă iertați, e Bruce Willis. Nu-i mare diferență. Deci au birouri așa. Washington, Rio de Janeiro, Ciudad de Mexico, Londra, Paris, Frankfurt, Shanghai, Damasc, Cairo, Jeddah, multe altele. Nu sunt un ziar. Aoleu, o clipă am crezut că sunt ai noștri. Pagini de sport și de cooking. Vedeți aici, ziare rare totuși care ne parvin. Am fi putut să facem o colecție de cred că îl depășeam la vânzări și pe Cartianul la următoarea ediție Gaudeamus dacă le-am fi păstrat pe toate. Numai că noi, generoși fiind, le-am împărțit săracilor care să-și pună murături pe iarnă. Un ziar interesant, cu modă, cu de toate, pentru că spuneam apare în Marea Britanie, dar îi privește pe cei mai luminați, mai destupați la minte din lumea arabă. Și încă unul, Al-Hayat, de același nivel, numai că alb-negru, tot în Anglia se tipărește și este exact un ziar al diasporei arabe în lumea largă. Ăștia sunt mulți, tată, îi găsim peste tot. Ia fiți atenți aici ce statui. Ăștia sunt căluții lui Adelu. Calul de cupru. Da. La Cupa Presei, la karaoke, să știți că m-am interesat și eu, m-am uitat un pic, am văzut niște filmulețe, a cântat Robert Turcescu, dar el ori concur. El pentru niște marafețe a cântat. Băieții buni, a câștigat o echipă de la Digi24, am văzut și eu cântând, unul făcea pe Eros Ramazzotti, fata făcea pe Anastasia, sau cum o cheamă pe aia. Foarte buni. Bravo lor. Remarcabil, au câștigat o săptămână de sail, de cape sailing de la în Grecia, cazare pe iaht, interesant, bravo lor, super voci, fraților, pe lângă ei Robert Turcescu este la under 13. Ok, da, măcar omul are notorietate. Fiți atenți ce ne paște pentru lunile și anii viitori. Pentru bunăstarea județului Teleorman, ar spune unii, nici vorbă. E bunăstarea României în joc și nu numai, este a bazinului Dunărean. Iată pentru ce România va deveni într-adevăr țara care va exploata cel mai judicios Dunărea. Mai întâi, guvernul Ponta a făcut niște vrăji și a dezrădăcinat două brațe și o insulă ale Dunării pe care le-a trecut la Consiliul Județean Teleorman. Putea să le treacă la Consiliul Județean Maramureș, dar le-a trecut la Teleorman, nu ne interesează. Oficial, scopurile sunt eminamente turistice, dar atenție să vă face turism fără frunză. Un aquapark, vă dați seama, un complex turistic și sportiv cu hotel, bazine de not, pensiuni, probabil și cu piramide egiptene, dacă vrea domnul Dragnea. Localitatea este bine aleasă, poartă și un nume reprezentativ, este un fel de Acapulco, numai că îi se spune Seaca. Seaca de Teleorman. E aici, fraților, a încercat Nicolae Ceaușescu în 1981 să se scalde într-o baltă. De fapt, vrea să construiască o hidrocentrală cu bulgarii. Nu i-a ieșit lui Neanicu, păcat că asta ar fi rămas și singura. Totul depinde însă dacă europenii vor pune botul la această mascaradă ordinară, deocamdată nici măcar n-a intrat pe listele de aprobare, că altfel nu prea avem bănuții de unde să îi justificăm.
Deci, fraților, se va face o plajă naturală, va fi un fel de Brazilia, dar nu Brazilia aia turistică, sudul Braziliei, sud-estul Braziliei, nu. Părțile alea de nord, acolo, unde nu se duce nimeni să facă turism, o plajă de-asta naturală, ca în Africa, practic, da, mai bine zis, prin Capul Verde sunt dintre astea, așa, naturală, frumoasă, exotică, puțin amenajată, sunt țari Căcălău pe acolo. Fiți atenți, explicația primarului Lucian Călin, unul mai apropiat un pic de zona respectivă decât suntem noi. Nu sunt construite căsuțe să vină omul cu soția, cu amanta, cu ce vrea el, să fie într-un loc ferit. E ceva frumos, e o zonă naturală. Eu am doar drumul de acces. E un drum betonat, se poate circula bine și vara și iarna. Ca zonă turistică ar fi bine să se facă, dar să știți că pe timp de vară avem probleme cu țânțarii. Așa a avertizat Lucian Călin, țânțarii, tragă ea de la deveselul două salve de tun și dispar țânțarii imediat. Liviu Dragnea a replicat însă, după ce l-a ascultat și a și memorat câteva cuvinte din textul lui Călin, deși n-avea nevoie domnul Dragnea să memoreze nimic, a zis așa, acolo nu există nicio plajă. În afară de șopârle, n-am văzut alte ființe care să facă plajă pe blocuri mari de beton sau să se agațe de niște fiare. Nu se face turism, dar există potențial pentru că suntem pe malul Dunării și acolo dacă se amenajează și se fac și niște drumuri de acces, pe care de fapt le are domnul Călin, într-adevăr poate să capete potențial. Asta cu plajele cu amante e mintea fiecăruia. A spus un pic neinspirat domnul Dragnea. Să trecem peste fraza asta. Nu cred că este corect și drept, pentru că eu sunt din Teleorman, cetățenii în acel județ să fie frustrați de ceea ce beneficiază și alte comunități. În fine, n-aveam nicio... Era normal să îi se atribuie județului Teleorman pentru merite deosebite, un braț al Dunării, o insulă și așa mai departe, să facem din Dunăre o piscină în aer liber, așa cum e la Viena, de exemplu, unde Dunărea are culoarea apei din piscina lui Irinel Columbeanu. Deci ce să nu facem și noi? Până la urmă, asta cu țânțarii ar putea să devină țânțarii chiar un loc de atracție. Să te plimbi ca mazăre prin Madagascar, cu hăinuțe dintre alea mai lungi, tapetat, știți cum e, îți faci tatuaje mai groase și nu te mai înțeapă țânțarii, care e problema. Dar în orice caz, să stai cu amanta și să treacă șopârlele pe picior, ce poate să fie mai romantic, tată? Țara arde și, iată, cuplurile se piaptănă, da, se piaptănă la propriu, într-o zonă de un sclavagism timpuriu, absolut impecabil, este ca la plaja aia, la care sigur n-a ajuns nimeni, din Sulina, aia unde Dunărea se varsă în mare. Și tot așa se spune că sunt containere de-astea imaginare întregi cu țânțari, da? Bidoane de-astea imaginare întregi cu țânțari, hălgi dintre astea de palmieri imaginari cu țânțari, de nimeni nu poate să ajungă acolo, din când în când mai cât un pescar de-asta care se duce la o baltă aici în Giurgiu și zice că a fost până la Sulina, nimeni niciodată n-a ajuns acolo. Este un fel de Eldorado. Mai repede ajungi în Papua Noua Guinee decât la Sulina. Așa va fi această insulă care va lega Teleormanul cu eternitatea. Bulgarii n-au practic niciun rol aici. Stați un pic să vedeți când vor veni nemțălăii. Ăia de la 65 de ani în sus, cu Spielhausen ea, cu sandalele la ordinare pe piciorul gol de neamț împuțit. Da, sandalele alea mizerabile pe care le-am și acum aminte, toți săsălăii copilăriei mele erau încălțați cu dalea, pantalonii aia scurs de piele, sașii aia cu bretele, da, pe care i-a copiat 45 de ani mai târziu și Marius Tucă, săsălăii aia cu trompetă, aia cu pana aia de fazan la, ei bine, aia vor veni la ringhi șpilurile din copilăria lor să le regăsească acolo în Teleorman, vase de croazieră, de părin, direct vor trece pe Dunăre, vor veni, vor admira peizajul, la bătrânețe, desigur, cu buzunarele doldora, dar nu de gume și de bomboane, cum ne aruncau nouă pe timpuri prin gări, ci de euroi. Da, buzunarele pline să cheltuie, bannotele vor fi jetoanele, mă rog. Apoi trebuie să schimbi în jetoane ca să intri la toate atracțiile acelui aquapark, cel mai mare probabil din Europa. Pe o parte va fi un deget, nu pot să vi-l arăt care, și pe celălalt chipul lui Liviu Dragnea, da? La jeton. Și poți să-l introduci cu ce parte vrei. N-are importanță. Nu contează că e spre televizor sau nu.
bagi cum vrei jetonul respectiv și te distrezi. Păi, așa vicepremier să tot ai. Dacă îi dorim succes, îi dorim succes și lui Sorin Oprescu, care Sorin Oprescu spune așa: norocul lui Codrin Ștefănescu, putea să fie oricine, să știți, în locul lui Codrin Ștefănescu, secretarul ajunct al PSD, ar putea primi aproape 5 milioane de... Na, asta a fost. Putea să primească 20 de lei, putea să primească 40 de lei, putea să primească o porție de fasole. Nu. Norocul lui, aproape 5 milioane de euro de la primăria generală. Da, au fi venit ăștia cu mâncarea, cu catering-ul. Ia să vedem cât avem de... Da. Deschizi ușa, ați primit 5 milioane de euro de la primăria generală. Cum e, mă, asta? Codrin Ștefănescu. Pentru un teren pe care nu putea să construiască nimic primăria, deoarece era plin de stâlpi de electricitate, asta a fost, așa s-a decis. Consilierii generali ai Capitalei, în ședința din 28 noiembrie, noi eram pe aici. 28 noiembrie nu simțeam pericolul. Ei au hotărât, acum vine fraza interesantă, fraza șoc, ei au hotărât exproprierea mai multor imobile și terenuri pentru a se putea realiza, citez, penetrația Bulevardul Timișoara. Cred că ar trebui să-l sunăm pe CTP. Pentru că dacă eram Robert Turcescu, pe mine nu mă cunoaște. Că eram Robert Turcescu, sunam acum. Să-l întreb de penetrația, să-l trezim din somn. Poate are mâine de la 6:30 să trezește să scrie. Are inspirație. S-a culcat mai devreme, doarme la ora asta. Să-l întrebăm, ce e asta? Penetrația Bulevardul Timișoara. Va fi un scandal inadmisibil, văd aici niște cuvinte. Mai mult de jumătate din proiect se va dezvolta pe terenul domnului Codrin Ștefănescu. Vă vine să mă iau, noroc că nu mai am păr. Noroc că nu mai am păr. M-aș fi luat cu mâinile de păr. Cum e, bă, Codrin? Dar ce Codrin Ștefănescu și nu eu? Sau altul? Sau unul de pe aici? Care... Să-l fi văzut și eu, măcar să zic, uite, bă, am dat cu mâna cu ăsta, acum a câștigat 5 milioane de euro. Trebuie să-i se întâmple absolut oricui. Ce are Codrin Ștefănescu? Era un teren plin de stâlpi pe care omul va penetra, dar prin penetrație, nu prin penetrare, va penetra Bulevardul Timișoara. Faimosul Bulevard Timișoara. Astea sunt, bă, știrile care îmi plac. Uite, astea îmi plac extraordinar. Haideți să vă mai arăt un ziar totuși ca să ne revenim. Ghenea, uite că avem explicația de ce îl acceptă și de ce îl suportă ea pe Butler. Aveți 36 de variante, să-mi spuneți, două dintre ele sunt corecte. Pentru ce stă Ghenea cu Butler? Deci nici o clipă nu s-a pus până ca Butler să stea cu ea. Fals. Ghenea, da? E bătrân? Hai că asta n-ar fi zis nimeni. Deci pentru că este bătrân, e, fraților, ați văzut? Avea dreptate, bineînțeles, Mădălina Ghenea. Avea dreptate și Mihai Gâdea. Probabil că de asta nici nu stă cu Gâdea prea mult. Am zis că după emisiune a plecat, în loc să mai stea un pic. E bătrân și Gâdea. Înainte de emisiune, n-avem informații. E bătrân și deștept. Acum știi cum e în viziunea unei femei chestiunea asta? Ce știe femeia ce înseamnă să fii deștept? Da? Adică Mădălina Ghenea, de exemplu, cum ar putea să le evalueze pe Gerard Butler? Ce înseamnă? Ăla vorbește un pic în scoțiană, și evident, pentru Mădălina Ghenea este deștept. Ăla vorbește un pic în hotentotă, Mădălina Ghenea, ăla îi spune două, trei chestiuni de business, cum le-a auzit și el pe avion, la business class, de la niște oameni de business adevărați care se duceau în Singapore, Mădălina Ghenea îl consideră deștept. Ăla îi vorbește despre castelele din Scoția, dar le încurcă cu alea din Anglia, e deștept. Ce e asta, mă? Dar asta că e bătrân știe sigur. Mădălina Ghenea. Asta se pricep femeile la chestiunea asta. Ele simt, da? Au acest simț. Foarte bine, mă, fraților. Într-adevăr, dacă te uiți la ei, uitați că avem aici în imagine, nu știi care-i Butler și care-i Ghenea. Că, practic, sunt două nume, da? Care-i Butler și care-i Ghenea. Am mai avut eu o poză în ziar cu Didier Drogba, când lucram la Sport Total și mi-au făcut colegii de atunci bucuria, scria așa: Radu Banciu stânga și Didier Drogba, a? E bună, bă. Ca să nu ne confundă lumea. E, aici, în schimb, n-am de unde să știu. Pentru că nu ni se precizează. E, dedesubt, iată-o pe frumoasa zilelor noastre. N-am fost contemporani cu copilăria Biancăi Drăgușanu. Ea și-a petrecut
copilăria în Valea Jiului, să și vede, să vede și pe genunchi, plină de vânătăi după operații, face operații după operații, poartă tocuri de 12 cm în loc să poarte tocuri de 24 de cm, cum vreau medicii. Rezultatele se lasă însă așteptate. Da? Acum, sigur că vânătăile astea sunt unii care bat și pe picioare. Nu bat numai la cap, cum dă bănică, numai la față, numai în gură. Nu, sunt unii care îți dau și la picioare. Depinde. Fiecare cu fetișurile lui, să fie într-un ceas bun. Fraților, a murit generalul Alfonso Armada, sigur că nu-l cunoaște nimeni, vorbim pentru pereți, ăsta a stat un pic și la, a dat o lovitură de stat în 1981 în Spania, în februarie, a murit la 93 de ani, timpurile au trecut, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru participarea la puciu, în cursul căruia colonelul Gărzi, pe vremea respectivă Antonio Tejero, i-a sechestrat pe deputații spanioli în emiciclul Parlamentului. Armada a fost grațiat în 24 decembrie 88 din motive medicale, fine. A fost general, a locuit în ultimii ani în provincia Galicia, a negat constant că ar fi fost inițiatorul tentativei de lovitură de stat. Este al doilea hâtru de ăsta care moare, dintre cei trei lideri condamnați la 30 de ani de închisoare, după Jaime Milans del Bosch, dar n-are nume spaniol, dar să știți că nici Juan Gamper n-are nume spaniol, ăla de cred proștii de la Digisport că e catalan. Na. E Hans Gamper și e elvețian. Da? E, așa n-are nume nici Jaime Milans del Bosch, deci odată 97. Da. Asta e. Am vorbit și noi un pic. Dacă vreți, vă vorbesc un pic și despre catastrofa din Ucraina. Se pare că lui Ianucovici i s-au înfundat toate, de la rușii să trage, era omul rușilor, va muri probabil omul rușilor. Iată că presa internațională și chiar și gurile rele din Ucraina spun că va sfârși ca Neanicu, nu ca Nicușor. A, Nicușor măcar a făcut pipi ultima dată în direct pe el și după aia a luat o palmă și ulterior a și decedat. Nu, Ceaușescu n-a făcut pe el, sau încă deodată niciun istoric nu ne-a spus chestiunea asta, deși parcă la un moment dat aveam impresia că dăduse drumul la ceva în pantalonii aia, așa ci că ar putea să sfârșească Ianucovici pentru faptul că n-a semnat acordul cu Uniunea Europeană. Ucraina, știți că e divizată partea aia dinspre răsărit. Sunt rusofoni, toți țin cu rușii, dar pe acolo până Donbass, pe la Nea Mircea. Donetsk, băia aia, sunt rusofoni, toți sunt ruși, de fapt. Zona asta cu Chievul chiar, zona asta vestică spre Europa cum ar veni, ăștia și-ar fi dorit un acord cu Uniunea Europeană, pentru că au văzut foarte clar. I-au mințit. Da? De 24 de ani nici la ei nu s-a întâmplat absolut nimic. Mai au 20 până vor intra în UE. Mai devreme de 20 de ani n-au cum să intre, mai ales că deocamdată n-au semnat niciun acord. Da. Încă 20 de ani ar mai trage și ei cât ar putea mâța de coadă, sperând că într-un târziu, totuși, de ce ar fi ei blestemații Europei? Ama, sigur că rușii le-au dat câteva miliarde, vreo 20 de miliarde s-au auzit de euro, ca să-i mai amâne un pic și vor șantaja, opa, acum, asta dacă mi-aduc aminte, suntem în iarnă, mă. Păi îi șantajează cu gazele. Le opresc, când o să mâncăm noi mai abitiri de sărbători, le taie rușii gazele, că așa se întâmplă la ei. Sigur, asta o să fie prima știre pe anul viitor. Rușii nu discută. Ei întâi taie gazul și după aia zic, haide să ne așezăm la masa tratativelor. Discută, discută și până la urmă le crește prețul. E, uite, ar trebui și la ei un Traian Băsescu să vină și să spună, nu, tată, nu aprob eu. Eu nu semnez așa ceva. Asta este împotriva populației, nu știu ce. Nu, e să pune problema acolo. Rusul taie gazul, de fapt, asta îi ține pe ucrainieni. Ei, dacă n-ar mai avea gazele alea, într-o iarnă ar muri cu toții. N-are cine să le dea, să știți, aici e o problemă complicată. Cine în Europa să le distribuie lor? Ei să zicem că se vor apropia de Europa. Rușii o să-i tot amenințe ăștia, nu și nu, da? Ori europenii le vor da și ei niște miliarde, le vor da promisiuni, că asta poate să facă Europa deocamdată, să le promită. Nu există niciun european atât de sărac încât să nu-i poată promite Ucrainei ceva. Să zicem că până la urmă vor pune botul în partea cealaltă disperați, că unii trag hăiți și unii cea. E, dar gazele? Europa n-are gaze, tată. N-are de unde să le dea. La ce masă e acolo în Ucraina și săracii vor muri de frig. Da? Pentru că rușii
le închid robinetul. Publicitate. Energia face parte din viața noastră. Ne aduce momente plăcute pe care le împărtășim cu cei dragi. Dă viață micilor sau marilor noastre afaceri, pentru care avem nevoie de un partener de încredere. Ne inspiră să privim spre un viitor verde. GDF Suez aduce energia în viața noastră. Oh, nu mai spală bine. Pentru că un anticalcar oarecare nu e suficient contra depunerilor de calcar și murdărie. O treabă făcută pe jumătate e inutilă. E ca și cum ai face curățenie fără să ștergi praful înainte. Calgon 2-in-1 previne formarea depunerilor și ajută la îndepărtarea murdăriei. O mașină curată chiar spală mai bine. Calgon 2-in-1, unicul recomandat. De te simți ciudat, amestit de cap. Parasinul când te aduce mânătorii de răceală. Ai răcit, ai gripat, Parasinul ți-a aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Păr reparat într-un singur minut. Măștile Gliss pentru repararea instantă a părului pentru un păr ca nou. Descoperă măștile Gliss pentru repararea instantă a părului de la Schwarzkopf. Oikos, în Grecia, înseamnă acasă. Inspirat din tradițiile culinare grecești, Danone a creat Oikos. Iaurt bogat în proteine, dense și cremos, dar fără să fie gras. Noul Danone Oikos, acum și în varianta natur. Sunt educatoare. Îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Datorită cremei adezive Corega pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Scrie-ne cum te-a schimbat Corega viața și poți câștiga prin tragere la sorți 600 de lei. Cumpără un produs Corega, păstrează bonul pentru validare. Trimite-ne povestea ta împreună cu numărul de telefon și Corega îți plătește întreținerea. Sunt 100 de premii a câte 600 de lei. Energia face parte din viața noastră. Ne aduce momente plăcute pe care le împărtășim cu cei dragi. Dă viață micilor sau marilor noastre afaceri, pentru care avem nevoie de un partener de încredere. Ne inspiră să privim spre un viitor verde. GDF Suez aduce energia în viața noastră. E important pentru tine să crezi. Toate visurile, planurile și oamenii pentru care merită să lupți sunt dincolo de nu se poate. Nu se poate e doar un fel de va fi greu. Va fi greu, da, dar nu imposibil. Nu renunța la lupta ta. Treci peste obstacole și învață la ce e important să renunți. Renunță la nu se poate. Se poate. Țara lui Andrei îi sărbătorește pe toți cei care au arătat că se poate. Țara lui Andrei, o țară mai bună în fiecare zi. O schimbare inspirată de Petrom. Că simți că e foc, iar pătrași face loc. Parasinul să te aducem mânătorii de răceală. Ai răcit, ai gripat, Parasinul ți-a aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Uite, tati, și ce înseamnă asta? Că mami e acasă și ne așteaptă cu flagetul. E una în a câștigat încredere. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Frageto, cu încredere pentru viitor. Spend at least 20 lei at KFC Romania and you could win One Sastă Ustroi in New York City! Bata! Află cum poți câștiga o vacanță pentru doi la New York, o tabletă Samsung pe zi și premii garantate la... KFC, that's a good... Pentru fiecare început, există o destinație. Pentru fiecare ambiție, există satisfacția unei reușite. Pentru fiecare erou,
există o experiență nouă. Noul Duster. Evoluție la exterior, revoluție la interior. E aici o tinerică interesantă. În manualul de prim ajutor, știți că la asta contează, la primul ajutor, depinde lângă cine ești și pe cine ajuți. Un manual, așadar, un ghid complet și autorizat pentru toate vârstele, pentru că poți să fii victimă la orice vârstă, nu-i așa? 49 de lei costă această carte. Dacă trimiteți un SMS cu textul litera la 1800, tarif normal, veți intra practic în posesia ei. Este un manual care îi servește omului în condiții de viață liniștită sau nu. În Adevărul de mâine, un reportaj interesant, fluviu, despre românii din Ungaria, oameni fără nicio țară. Din ce am apucat eu să citesc pe aici, lucrurile sunt clare acolo. Ai noștri s-au obișnuit cu statutul de maghiari forțați. Există o singură localitate pe teritoriul Ungariei în care românii sunt majoritari. Se numește Micherechi în românește. Numai că și maghiarii sunt majoritari în acea localitate în care de fapt sunt minoritari. Pentru că așa vor ei. Da? Lucrurile sunt totalmente diferite, dar ce citesc eu aici, este un lucru care mi se pare corect, este că românii din această localitate știu că trăiesc pe teritoriul Ungariei și nu au ideile maghiarilor din România. Nu vor să facă scandal, n-au nevoie de România mare, n-au nevoie să li se dea toate drepturile, nu vor steag românesc în biserică, da? Au numele forțat maghiarizate pentru că trăiesc în Ungaria. Deci vedeți cum ungurii aplică la ei în țară exact politica oricărei țări, da, care este suverană. Numai la noi aceste lucruri nu se pot aplica. De ce? Nu pentru că vor ungurii altfel. Că pe noi nu ne interesează, le dai două palme și la revedere. Pentru că avem un guvern idiot. Și am avut întotdeauna oameni care n-au știut să ne conducă. Pentru că astfel de chestiuni nu se pun nicăieri în lumea occidentală. Citiți reportajul În Adevărul și o să vedeți cum stau lucrurile acolo. După Marele Turcescu mâine venim noi, înaintea lui nu o să fim niciodată. Toate cele bune!